Foarte multe personalități din lumea sportului și a politicii au ținut să asiste la partida BCM-ul Pitești Paris-Levallois disputată marți seara la Sala Sporturilor. Printre acestea s-a numărat și Carmen Tocală, președintele Autorității Naționale pentru Sport și Tineret. Aceasta a apreciat atât prestația echipei argeșene din prima repriză, cât și modul în care publicul piteștean a încurajat echipa. Un joc excepțional, au avut și contraatac și recuperare și șut, excepțional jocul. Cum vă simțiți aici la Pitești? Eu sunt născută la Pitești ca acasă. Publicul cum vi se pare? Cam totdeauna senzațional, duce echipa în momentele grele. Foarte bun. Carmen Tocală a mai spus că își dorește ca situația Sălii Sporturilor din Pitești să se reglementeze după problemele care au apărut în ultima perioadă.